Rialto e o carte despre cercetare, cercetarea individului peste istorie, peste geografie, peste necesitățile politice a lumii, spre capacitățile lui individuale, atitudinea lui, talentul lui. A fost o carte care n-a fost ușor să scriu, pentru că nu se derula cu ușurință, deoarece e o carte care urmărește destinul a multor personaje și aceste personaje sunt interrelaționate unul cu celălalt, legate unul de celălalt, fără să știe. Și căutarea unuia, până la urmă, e identică cu căutarea celuilalt. Cam la mijlocul romanului mi-am dat seama că Rialto exista pentru mine de când am ajuns eu în Montreal, în Canada. Era un cinematograf rococo pe o stradă numită Saint-Laurent, care treceam în fața ei în nopțile mele de somnambulist și mi se părea că la ora 3 dimineața auzeam vocile spiritelor. Spiritelor acelor care au trăit sau acelor care se vor naște. Și așa a început această gândire a unui roman despre trecut ca o preparare a viitorului. Rialto există în fiecare oraș, există în fiecare din noi și sper că vă va intriga pe voi să citiți exact cum m-a intrigat pe mine să scriu.